Legenda bobocului de trandafir. Vara se terminase brusc. Frigul coborât pe pământ parcă dorea să încremenească întreaga suflare. Copacii scuturau plângând frunzele. Oamenii mergeau grăbiți, strângând pe lângă corp paltoanele. Iarba se îngălbenise deja de spaimă. De unde vine frigul? Cum vom rezista? Se întrebau cu toții surprinși. Unii au lăsat deznădejdea să îi învăluie în haine mult prea subțiri. Alții au căutat soluții pentru a se proteja. Doar trandafirul mama a ignorat frigul, văicăreala și spaimele. Viața, oricât de scurtă ar fi, trebuie trăită la intensitate maximă, a decretat ea și s-a purtat ca atare. A dat naștere unor fii, cum nu se mai văzuseră pe pământ. Bobocii de trandafir, înveliți în hăinuțe subțiri, dar rezistente, își înălțau privirile către cerul mereu înnorat, întrebându-se ce ar trebui să apară de acolo pentru ca oamenii, copacii și iarba să zâmbească iar. Într-o zi, pe neașteptate, au aflat. Un glob galben, uriaș, fierbinte, strălucea pe cer și încălzea pământul. Era octombrie. Au înțeles de ce măicuța lor nu s-a speriat și a ales să-i aducă pe lume, să-i crească frumos și să-i învețe să iubească viața. Soarele nu dispare niciodată, ci doar se ascunde uneori pentru a se odihni și pentru a vedea cine plânge după el, cine se teme fără el, cine are curajul de a trăi indiferent de vreme și de vremuri. Măicuța trandafir era o luptătoare. Probabil din acest motiv și soarele îi proteja bobocii, ajutându-i să crească, să înflorească și să uimească prin frumusețea lor legendară.